dragi telespectatori, mă bucur să ne reîntâlnim într-o nouă ediție a emisiunii Ceasul Astrologic. Astăzi îmi propun să vă povestesc basme. Să vorbesc despre legendele aflate în spatele semnelor zodiacale și sper să vă placă. Cel puțin asta este intenția mea. Voi începe cu semnul zodiacal al Berbecului. Se spune că regele Atamas din Beotia avea doi copii cu soția sa, Nefelia, un fiu, Prixus, și o fică, Hele. Din păcate, regina a murit și, cum se întâmplă de obicei, regele și-a găsit o nouă soață care se numea Ino și care vroia să îi îndepărteze pe copii din preajma regelui, deoarece ea personal considera că aceștia ar reprezenta o piedică la ascensiunea la tron a urmașilor pe care ea planifica să-i facă cu regele drept pentru care a inventat tot felul de povești, de scuze, de acuzații nefondate, astfel încât uh, regele a fost convins să îi sacrifice pe cei doi frați, respectiv pe Prixus și pe Hele. Privind din cer, uh, mama copiilor, Nefelia, a trimis pe pământ un... Uh, Berbec, cu lână de aur, care în momentul în care începea execuția copiilor, a intervenit, i-a lovit cu coarnele sale pe călăi și i-a aruncat pe copii pe blana sa. S-a înălțat la ceruri și i-a salvat. Iată de ce Zeus, impresionat fiind de atitudinea uh, manifestată de Berbec, care s-a luptat din toate forțele ca să-i salveze pe cei doi frați, l-a transformat în constelația Berbecului de pe Bolta Cerească. În astronomia egipteană, Berbecul a fost asociat cu Zeul Amon Ra care era avea trupul unui bărbat, dar capul unui berbec și care reprezenta sau simboliza fertilitatea și creativitatea. În astronomia ebraică, evreiască, berbecul este supranumit Teli și simbolizează mielul lumii. Iată de ce în uh, religia creștină imaginea lui Isus este asociată cu mielul universal, pentru că el reprezintă începerea unei noi credințe, uh, de, se trece de la credința politeistă în mai multe zeități în monoteistă. Și atunci dacă berbecul simbolizează din punct de vedere zodiacal începuturile, uh, noutatea și Inovația, imaginea lui Isus de miel simbolizează începutul într-o nouă formă de manifestare a credinței umanității. În insulile, insulele Marshall, berbecul nu este reprezentat sub forma unui berbec, ci este sub forma unui delfin. Specia respectivă de delfin se numește Marsuin în limba română. Sirienii numeau constelația Berbecului Amru și uh, turcii îl numeau Kuzi. Uh, în uh, zona triburilor Maorii, constelația Berbecului este numită Pipiri. O altă legendă a berbecului, am să vă povestesc foarte repede, după care voi trece la semnul taurului este cea a experienței lui Iason și a um, Argonauților care um, au călătorit foarte multă vreme pe ape și um, conform mitologiei, scopul argonauților a fost să descopere și să recupereze um, lâna de aur a a berbecului care i-a salvat pe Prixus și Hele. Povestea este descrisă de poetul Apollonius din Rodos care se intitulează Căuta, În căutarea lânii de aur. Taurul. Taurul este un simbol străvechi al Puterii și fertilității. Și se spune că, din punctul de vedere al astro astrologiei grecești, taurul este cel mai vechi semn zodiacal din punctul de vedere al astrologiei mondiale, zodiile cel, cele mai vechi sunt Fecioara, Balanța, Scorpionul și pe locul 2 se află ca Capricornul. Dar dacă ne resfrângem, ne, ne raportăm numai la spațiul grecesc, care totuși grecii au, au o contribuție extraordinară în dezvoltarea astrologiei și astronomiei de-a lungul timpului în spațiul lor. Taurul, Zodia Taurului este considerată a fi cea mai veche uh, zodie. Primele menționări ale acestei zodii uh, se găsesc într-un poem, dintr-o poezie din Mesopotamia, în care uh, zeița Iștar, trimite un taur pentru al pedepsi și al ucide pe eroul Gilgamesh. Acest erou, Gilgamesh, refuzase avansurile amoroase ale zeiței drept pentru care taurul a fost trimis ca să-i să mulțumească orgoliul zeiței ofensate. Evident că a urmat o luptă în care taurul a fost ucis, iar uh, zeița uh, Iștar, uh, pentru a-i mulțumi pentru serviciile aduse, chiar dacă n-a fost victorios în luptă, uh, i-a recunoscut uh, fidelitatea și dedicația și atunci l-a urcat pe bolta cerească, transformându-l în constelația taurului. Uh, în Sumeria, în zona sumeriană, zeița fertilității, Inana, era asociată cu imaginea Taurului Ceresc. În astronomia babiloniană, constelația pe care astăzi o cunoaștem sub numele de Taur, purta numele de Taurul Ceresc sau Întâiul Taur. Vechii egipteni venerau, îl venerau pe Apis, care era taurul sacru, care era asociat întotdeauna cu începuturile vieții, cu primăvara, iar israeliții venerau vițelul de aur. Din punctul de vedere al mitologiei, zonei europene, Povestea Taurului se leagă de Zeus. Zeus este stăpânul Olimpului. Este zeul suprem care guvernează toate zeitățile din Olimp. Și Zeus era recunoscut pentru faptul că îi plăceau foarte mult și zeițele, dar era mai simplu pentru el să aibă tot felul de aventuri cu uh, pământenele. Uh, Desigur el se ferea foarte mult de soția sa Hera, care era o zeiță foarte puternică. Uh, era mâna sa dreaptă și foarte aprigă, care îl pedepsea atât pe el, și cât și pe sărmanele muritoare. De foarte multe ori uh, iubitele lui Zeus au plătit amarnic pentru a avea o relație cu acesta. Și, uh, deoarece Hera se răzbuna foarte mult uh, pe ele. Ei bine, uh, Zeus uh, se spune că ar fi răpito pe Europa o pământeană foarte frumoasă această răpire s-a produs în felul următor. Zeus o plăcea foarte mult și a încercat să se apropie de ea. Dar femeia, știind că el este cea mai importantă figură din univers și știind de asemenea că și zeița Hera este foarte răspunătoare, i-a refuzat întotdeauna avansurile. Atunci Zeus a găsit o altă cale de a o seduce. S-a deghizat într-un taur foarte frumos, foarte mare, alb, și s-a apropiat de Europa. Aceasta a fost impresionată de frumusețea taurului și s-a apropiat de el decorându-l cu tot felul de flori. Zeus, deghizat în taur, a îngenunchiat în fața ei și ea, hipnotizată de frumusețea acestui taur, a încălecat. Zeus atunci a demarat într-o dacă pot spune așa, s-a înălțat la cer și uh a dispărut cu aceasta lume, a sedus-o și istoria poate fi continuată și descoperită și analizată cel puțin în legendele Olimpului ale lui Alexandru Mitru este explicat acolo, a urmat o mulțime de răzbunări ale Herei, Europa a suferit foarte mult, dar la sfârșit a fost și cu Happy End pentru că s-a întors în țara ei și a fost și a făcut pace cu Hera. Un alt mit alternativ legat de poveștile lui Zeus descrie seducerea nimfei Io care era și o preoteasă, și ca, în timp ce el o seducea pe Io, Hera a aflat de infidelitatea soțului său și a coborât pe pământ să-i pedepsească pe cei doi. Pentru a o păzi de răzbunarea Herei, Zeus a transformat-o pe Io într-o junică. Mergem mai departe către semnul zodiacal al uh, Gemenilor. Gemeni, gemenii, în povestea lor se leagă de uh, constelația uh, babiloniană, care poartă numele de Meșlamtea și care se traduce prin cel care a răsărit din lumea de dincolo. Sau, Uneori mai poartă numele, tot în uh, istoria babiloniană, dar în timpurile mai moderne, de Lugalira sau Zeul cel puternic. Există o corelare între cel care a răsărit din uh, lumea de dincolo, cel care a venit la lumină, uh, între Mercur, care guvernează semnul zodiacal al Gemenilor. În mitologia greacă, despre Mercur se spune că pe lângă faptul că este mesagerul zeilor, pe lângă faptul că el duce veștile dintr-o parte în altă, pe lângă faptul că este zeul comerțului, mai are și o altă funcție în timpul nopții, el conduce sufletele decedaților către tărâmul Hades către tărâmul Pluton, adică în lumea de dincolo și iată de ce el este reprezentat acest mercur ca având uh, aripi la sandale. Și despre el, în descrierile sale, se adaugă de multe ori fraza zeul care nu doarme niciodată, pentru că ziua își îndeplinește funcțiile de poștaș și negociator în comerț, iar noaptea îndeplinește funcția de a transporta pe, de a transporta sufletele morților în lumea de dincolo. Dar revenind la revenind la uh, legenda celor doi uh, la legenda gemenilor, vorbim despre cei doi Frați vitregi ai Elenei din Troia, Castor și Polux. Castor a fost, deci Castor și Polux, așa cum am spus, sunt frați gemeni, numai că au tați diferiți. Leda și regele a, Tindar sunt părinții lui Castor, în timp ce Leda și Zeus sunt părinții lui Polux. Cum s-a produs această anomalie? În timp ce era însărcinată cu Castor, Leda a atras atenția asupra sa, desigur, fără să-și dorească acest lucru, a atras atenția lui Jupiter. Jupiter a fost sedus, evident, v-am spus că și la taur. Zeus e un mare seducător. Are multe victime la activ în uh, istoria mitologiei. Uh, a fost uh, sedus de frumusețea Ledei și a încercat să o seducă, evident. Leda, desigur, că l-a uh, refuzat categoric. Și atunci uh, Zeus s-a deghizat într-o lebădă. Iar Leda s-a apropiat de această lebădă deosebit de frumoasă. Numai că în momentul în care a atins-o, această lebădă s-a transformat în Zeus iar povestea aici este mai puțin frumoasă pentru că Zeus la final o violează pe Leda. Și uh, iată că ea naștere și polux Numai că dacă uh, fiul său, fiul Ledei, Castor, se naște pe căi naturale, normale, într-o naștere normal-umană, celălalt fiu, Polux, se naște dintr-un ou. Însă, cei doi frați devin inseparabili. Prietenia dintre ei este foarte mare, foarte adâncă, uh, sunt de nedespărțit. Și Castor și Polux uh, fac parte din grupul argonauților care pleacă împreună cu Iason în căutarea lânei de aur a berbecului ceresc. Pe parcursul acestei călătorii, Castor este ucis în luptă. Însă, fratele său. Polux suferă atât de mult după moartea fratelui său Castor, încât alege să-și ia viața. Numai că el este semizeu, în engleză demigod, deoarece este fiul lui Zeus. Așa încât încercarea sa de suicid este de fiecare dată sortită eșecului. Așa încât Zeus se duce la, așa cât se duce la tatăl său Zeus și îl imploră să îi ia imortalitatea pentru a putea să-l urmeze pe Castor în tărâmul de dincolo guvernat de Hades. Numai că Zeus găsește o soluție mai bună pentru drama prin care trec cei doi frați, așa încât uh, îi urcă pe amândoi pe bolta cerească și îi transformă în constelația Gemenilor. Mergem mai departe către povestea Racului. Aici avem. Uh, foarte multe legende legate de rac, după cum vedeți, eu am venit aici documentată. Mai ales nu-mi doresc să greșesc numele din poveste. Asta este unul din motivele pentru care am venit astăzi, însoțită de o mulțime de foi de hârtie. Și haideți să încep cu o poveste mai puțin întâlnită, după care vă voi povesti legenda clasică a racului. Uh, e, în, uh, în univers, lumea este împărțită în trei părți, din punct de vedere mitologic. Zeus este guvernatorul Olimpului, a pământurilor și a oamenilor. Hades este guvernatorul lumii de dincolo, a lumii unde sunt primite sufletele celor decedați a lumii unde se află titanii robiți. O lume nu foarte frumoasă, singurul loc frumos este cel al câmpiilor Elizei. Apoi există al treilea stăpân al apelor, care se numește Poseidon. Poseidon avea o mulțime de fice, care se numesc nimfe, iar un racuriaș care se numește Crios, a primit de la Poseidon sau Neptun, mai este cunoscut și sub numele de Neptun, darul imortalității, cu o singură condiție. Să păzească pe nimfe, să le păzească pe nimfe uh, în eternitate și să aibă grijă de acestea atunci când intrau ele într-un bucluc, pentru că de multe ori nimfele aveau tendința să creeze foarte multe probleme. Se comportau ca niște adolescente scăpate de sub control. Uh, însă, într-o zi, un calamar uriaș numit Vamari, s-a hotărât să se hrănească cu sângele nimfelor, sorbindu-le vitalitatea, pentru că să nu uităm, ele sunt fiicele lui Poseidon, ale lui Neptun, care este zeul apelor, prin urmare și ele în linia lor genetică au niște calități particulare. Acest Vamari, Numit și primul vampir al apelor, a început să se hrănească cu nimfele. Iar Crios a descoperit foarte repede acest lucru. Cu toate că Vamari era net superior prin capacitatea sa de luptă, prin inteligență, prin forță, prin ce vreți dumneavoastră, Crios s-a luptat până la moarte cu Vamari. Nu a reușit să învingă creatura, apoi, în tărâmul morților, a cerut ajutorul lui Poseidon pentru a-și re recupera înfrângerea, pentru a-și spăla rușinea de a nu-și fi dus la bun sfârșit misiunea. Poseidon îl zestrează cu o forță suplimentară, se întoarce, se luptă din nou cu Vamarii și de data asta îl înfrânge. Însă a fost în a doua luptă rănit atât de grav încât a murit. Numai că Poseidon, fiind impresionat de sacrificiul total al Racului, al lui Crios, i-a cerut lui Zeus să-l urce pe bolta cerească, transformându-l în constelația Racului. A doua legendă legată de uh, RAC este una mai puțin uh, uh, plăcută uh, pentru RAC. Se pare că aceast, uh, le, la poveștile legate de RAC întotdeauna racul nu iese foarte bine, dar ajunge constelație. Uh, Hera era foarte geloasă pe bastarzii pe copiii din Florea lui Zeus și ea a avut întotdeauna o foarte mare problemă cu Hercule. Iată că în timp ce Hercule, într-una din muncile sale, trebuia să se lupte cu Hidra, Hera a vrut să întoarcă sorții luptei și a trimis un rac ca să l împiedice pe erou să câștige lupta. Racul mic, vă dați seama ce a putut să facă, s-a înfipt în pulpa eroului, l-a mușcat cu cleștii săi, numai că Hercule și-a scuturat piciorul și a strivit racul. Racul murind. Uh, Hera, impresionată de sacrificiul acestui mic crustaceu, a intervenit pe lângă Zeus și l-a urcat pe bolta cerească, transformându-l în constelația Racului. Dragii mei, vă propun să luăm o pauză și revenim mai departe cu povestea legată de zodia leului curacul ne-am lămurit, a ajuns pe bolta cerească, chiar dacă în ambele legende și-a dat viață. Vă aștept în partea a doua emisiunii să vedem ce îi așteaptă pe celelalte semne zodiacale din perspectiva legendelor. Dragii mei, ne-am reîntors în a doua parte a emisiunii și uh, am povestit despre Rac. Acum voi, voi povesti mai departe legenda leului. Mi-am propus în această emisiune să abordez basmele mitologice legate de zodi. Iată că ajungem la uh, Zodia Leului, așa cum am spus, care era fratele Sfinxului și care. Era o bestie, un monstru, care îi hărțuia pe pământeni. În mitologia uh, grecească, Zeus, stăpânul Olimpului, avea întotdeauna, pe lângă uh, relația oficială recunoscută cu Hera, el fiind soțul Herei, avea o mulțime de aventuri cu pământenele, cu ninfele, cu uh, zeițele și Hera, soția lui Zeus, avea o foarte mare problemă cu copiii din floreaia acestuia, care nu numai că erau bastarzi și erau o rușine, fiecare dintre ei reprezentau o rușine pentru imaginea sa de soție și de matroana a familiei uh, respectabile, uh, mai uh, dobândeau de la tatăl lor Zeus și calitatea de semi-zei. Asta înseamnă că nu puteau fi omorâți. Și atunci se răzbuna amarnic pe mamele acestora și pe ei impunându-le tot felul de sacrificii. Probabil victima cea mai cunoscută din mitologie este Hercule, care săracul a trebuit să facă o mulțime de uh, munci până când a fost acceptat așa cu hopuri dâmburi de către Hera în Olimp. Dar una din uh, muncile lui Hercule a fost aceea de a ucide leul din Nemea, de a-i jupui pielea și de a-i o duce ca dovadă regelui Eristeus, care a fost sfătuit de Hera să-l trimită pe Hercule la această muncă aproape imposibilă, deoarece toți cei care au încercat să omoare leul din Emea au eșuat lamentabil. Din ce motiv au eșuat lamentabil? Pentru că pielea leului era impenetrabilă. Nu exista armă care să o străpungă. Ei bine, Hercule a avut o idee mult mai înțeleaptă, și deoarece pielea leului era impenetrabilă, s-a gândit că cea mai bună metodă este să-l strângă pe leu de gât. Iată că uh, a câștigat lupta, a ucis leul, a jupuit uh, pielea, a dus-o regelui, a arătat-o, apoi uh, și-a însușit-o și a folosit uh, pielea uh, leului în muncile ulterioare pe post de armură. Uh, Hera a onorat monstrul uh, Nemean. Transformându-l în constelația leului, care ulterior a fost adoptată, constelația leului ca și zodie a leului. Uh, în uh, hinduism, Bhagavad Gita îl numește pe zeul Krishna, leul stăpân al tuturor creaturilor. Iar Buda este descris într-una din ipostazele sale ca fiind uh, leul din Șacheas. Uh, în cartea revelațiilor, Isus este uh, numit uh, leul iudeii. Mergem mai departe către semnul zodiacal al fecioarei, în care uh, Zeita uh, Astreia, fica lui Zeus și a lui Temis, a personificat întotdeauna imaginea inocenței, purității și a dreptății, și uh, își ducea existența pe pământ. Dar o existență nemuritoare, ea nu putea îmbătrâni, ea nu putea să moară, prin urmare era condamnată să rămână tânără, calități conferite de, de zeul, de zeus, tatăl său. Uh, și uh, oriunde se ducea, întotdeauna se confrunta cu uh, insistențele bărbaților de a o lua de soție Ea dorind să rămână eterna, pură și uh, inocentă Fiind victima multor agresiuni și a multor brutalități, a trebuit să învețe să se lupte cu aceștia dar a fost dezgustată de pământeni, așa încât a cerut tatălui său să o urce la cer. Evident, Hera nu a fost de acord cu această dorință, așa încât Zeus a găsit o soluție transformând-o pe Astrea într-o constelație cerească, a urcat-o evident pe bolta cerească, îndeplinindu-i acestea și dorința și din acel moment constelația poartă numele de constelația Fecioarei. Um... De multe ori în mitologie, Astreia este confundată cu uh, semnul balanței, și este numită și zeița dreptății. Uh, și adeseori este reprezentată ca ținând, fiind o femeie care ține în mână îndepărtată de ea, deci nu în apropierea sa, cu mâna distanțată de corp, ține o balanță și astfel simbolizează trecerea de la zodia fecioarei către zodia balanței. Um. Este singurul semn zodiacal care este reprezentat de o femeie și de-a lungul istoriei, în multe culturi, fecioara a fost recunoscută ca fiind marea zeiță. În Grecii au asociat constelația fecioarei cu Demetra, care este zeița recoltelor. Romanii au identificat-o ca fiind Ceres, care de asemenea este în conexiune cu agricultura. Isis este reprezentarea fecioarei în mitologia egipteană, în timp ce Ishtar devine o altă întruchipare a fecioarei, dar în cultura babilonienilor, ea având funcția de zeiță a procreării și a fertilității. Așa cum v-am spus, ea este singura femeie din Zodiac, reprezentarea femeii, iar în cultura creștină ea este identificată și asociată cu imaginea Fecioarei Maria. Uh, mergem mai departe către semnul zodiacal al balanței. În astronomia babiloniană, balanța este cunoscută sub numele de Mul-Zibanul, care uh, se traduce prin. Balanță, Prin cântar, prin termenele de balanță și cântar, și uh, era venerată de către toți zeii, iar uh, zeul soare, zeul creației, Șamaș, uh, a numit-o patroana adevărului și a justiției, a dreptății. Uh, în timpul uh, tranzitului soarelui, prin semnul zodiacal al balanței, ziua și noaptea sunt egale, uh, și probabil de aici își trage uh, și imaginea și înfățișarea de balanță, care simbolizează căutarea continuă a echilibrului. Uh, balanța a fost întotdeauna. Indiferent de cultura la care s-ar regăsit în care s-a regăsit, balanța a fost întotdeauna asociată cu uh, ideea de echilibru, de uh, cumpătare, de uh, polaritate, plus și minus, dar aflată întotdeauna în echilibru. Uh. Primele mențiuni în lumea grecească referitoare la semnul Balanței, uh, au loc uh, în primul secol, înainte de Hristos. Deci vă dați seama cu cât timp în urmă a fost uh, balanța menționată de către astronomul Geminus din Rodos. Iar uh, preotul egiptean Manetho, a scris tot despre balanță în secolul al III-lea înainte de Hristos, chiar dacă balanța a fost recunoscută prima oară ca și constelație de către romani în Roma antică. Menefo, preotul egiptean, a fost cel care a instaurat conceptul că Anotimpul balanței, el așa se referea la balanță, sub forma de anotimpul balanței, epoca balanței din anul calendaristic. Deci era momentul când el recomanda să se poarte judecățile, să aibă loc procesele. Și asocia constelația balanței cu tabelele legilor. Care aduc armonia în Univers, atât în lumea zeilor, cât și în lumea pământenilor. Bine, demersul său nu a fost implementat pentru că. Procesele trebuiau să existe întotdeauna, nu se puteau desfășura numai toamna așa cum și-ar fi dorit el. Dar în orice caz, alături de Geminus din Rodos, Manetho este a doua figură care menționează Balanța și o, o, o certifică. În mitologia romană balanța este descrisă ca fiind cântarul. Balanța, talgerele ținute în mână de către Astrea, fecioara despre care v-am povestit chiar acum câteva minute uh, și în uh, Egiptul Antic se spune că balanța uh, era instrumentul prin care se măsurau faptele bune și faptele rele ale sufletelor morților și uh, uh, aceștia erau direcționați ulterior către iad sau către uh, rai. Se spune că balanța, și este adevărat, este singurul semn zodiacal care nu este reprezentat de o ființă vie. Cu toate că, în cultura arabă și în uh, vechea Grecie, balanța era reprezentată ca fiind. Uh, cleștii scorpionului scorpionul fiind așezat cu capul în jos dacă tot am vorbit de scorpion vă propun dacă am menționat scorpionul să trecem mai departe către semnul zodiacal al scorpionului și începem cu Egiptul Antic când și epoca evreilor Imperiului Iudaic când uh, scorpionul nu era reprezentat sub forma unui scorpion, ci avea înfățișarea unui șarpe. Uh, de multe ori, scorpionul mai este reprezentat sub uh, forma unui vultur sau a unei, uh, sau întruchipează pasărea Phoenix. Deoarece el, scorpionul, guvernează moartea, renașterea și transformarea profundă. Așa încât uh, vorbim aici de renașterea continuă a acestui semn zodiacal și de metamorfoza sa. Uh, avem imaginea șarpelui, avem imaginea scorpionului, avem imaginea uh, vulturului și la final, în ultima etapă, ajungem în experiența păsării Phoenix, care are capacitatea regenerării sale continui din uh, propria uh, cenușă. Uh, se spune că Scorpionul este un alergător de cursă lungă dar nu-i place să fie însoțit de alte persoane el este un lup singuratec și uh, în mitologia grecească uh, se povestește că vânătorul Orion s-a lăudat că el este capabil să ucidă orice animal de pe pământ că este un vânător impecabil. Așa încât Artemis, zeița vânătorii, s-a simțit lezată de afirmațiile pe care le făcea Orion așa încât a trimis un, un scorpion gigantic care se numea Scorpius să uh, îl provoace la luptă pe Orion. Ei bine, Orion a învățat o lecție destul de dură pentru el, pierzându-și atât lupta cât și viața. Însă uh, at, uh, și Scorpionul și Orion au fost recompensați pentru curajul lor de către Zeus, pentru că totuși a fost o luptă marcată de curaj, o luptă foarte grea. Și i-a transformat Zeus, așadar, în constelații pe Bolta Cerească. Mai departe, mitologia semnului zodiacal al săgetătorului, poveștile și basmele legate de săgetători. Um, se spune că um, Chiron, creatura, Semizeul, jumătate cal, jumătate om, este cel care a inspirat uh, imaginea săgetătorului. Săgetătorul uh, în Zodiac este reprezentat uh, sub forma acestui centaur, jumătate cal, jumătate om, care țintește cu uh, arcul către bolta cerească. Întotdeauna, ipostaza, postura arcașului este de arc orientat către bolta cerească ceea ce înseamnă că are curajul să provoace destinul, are curajul să îi provoace pe Zei și să aducă un nou suflu, o nouă imagine, o nouă direcție în viața Sa și a celor din jur. Se spune că acest Chiron este uh, sfătuitorul lui Iason și al argonauților în demersul lor de a găsi uh, lâna de aur a uh, berbecului ceresc. În uh, mitologia grecească, centaurii erau descriși ca o, ca o hoardă, de ființe, nu putem spune nici turmă, nu putem spune nici grup și atunci imaginea de hoardă descrie mai degrabă uh, imaginea imaginea uh, grupului de centauri care uh, erau pe de o parte nestăpâniți care erau pe de o uh, parte violenți, care erau agresivi iar uh, Chiron este cel mai înțelept dintre centauri, moștenind înțelepciunea tatălui său, Saturn, și având capacitatea de a-i educa și pe cei din jur. Chiar dacă a eșuat lamentabil în a-și educa frații care au preferat mai degrabă latura animalică, a avut numai reușite în lumea oamenilor. Și iată că Zeus i-a dat o funcție foarte importantă lui Chiron, aceea de a deveni uh, profesorul zeilor și semizeilor din uh, Olimp. Uh, mergem mai departe către uh, semnul zodiacal al Capricornului. Care uh, își are. Există foarte multe uh, legende. Eu am selectat doar trei în materialul meu. Uh, mitologia grecească identifica constelația Capricornului cu numele de Amalfeor sau Amalfia, care uh, s-ar traduce prin uh, capra de munte. De multe ori, capra de munte este imaginea unei nimfe care este atât de zvăpăiată, care este atât de uh, dornică să experimenteze, încât consideră că imaginea caprei este cea care o împlinește pe ea. Numai că... Uh, fiind foarte nărăvașă în, încurca treburile și zeilor și pământenilor așa încât Zeus i-a atașat o coadă de pește ca să o facă să se mai liniștească o altă legendă foarte frumoasă de altfel este Amalteia despre care cea Amaltei care a, a jucat a interpretat rolul de mamă surogat pentru Zeus din ce motiv? Reia, mama naturală a lui Zeus uh, era soția lui Cronos. Deoarece lui Cronos i s-a prezis că va fi ucis de unul dintre fiii săi, dintre copii, nu s-a specificat dacă va fi fată sau băiat, uh, acesta a ales varianta uh, să-și devoreze nou născuții de fiecare dată uh, pentru a se feri de prezicere. Rea, uh, când l-a născut pe Zeus, a înlocuit copilul cu o piatră Cronos a înghițit piatra fără să-și dea seama că uh, e o piatră, în timp ce Rea a fugit în munți și a încredințat Amalteiei pe uh, micul Zeus. Deoarece era foarte puternic încă de la naștere, Zeus a rupt din greșeală unul din coarne, una din coarnele uh, caprei, Amalteia, uh, și pentru a-și răscumpăra greșeala de a-i fi provocat o durere mamei surogat, a transformat uh, cornul în, în, în ceea ce se numește în mitologie cornucopia sau, uh, cornul copia sau cornul abundenței. Și de, în foarte multe reprezentări, tablouri, multe reprezentări artistice, uh, Găsim imaginea acestui corn al abundenței din care ies fructe, mâncăruri, curge vin și așa mai departe. Uh, apoi există uh, o legendă mai puțin cunoscută, cea a lui Pricus. Deci v-am povestit despre Amalteia, v-am povestit despre. Uh, Capra cerească despre cornul abundenței, și aș vrea să închei povestea Capricornului prin a vă povesti despre Pricus, care era o capră marină. Zodia Capricornului fac o paranteză este reprezentată de o capră care este pe jumătate capră și care în loc de picioarele din spate se continuă cu o coadă mare de pește și uh, pricus era o capră marină, deci jumătate capră jumătate uh, pește uh, care era foarte apreciată de către zeii din Olimp deoarece avea capacitatea unică de a manipula timpul Uh, e, ele, Pricus avea o mulțime de moștenitori, o mulțime de copii care trăiau pe țărmurile apelor, uh, numai că exista o problemă. Pricus era foarte deștept, putea să, să modifice timpul uh, întorcându-ne în trecut Copiii săi, atâta vreme cât erau în apă, erau la fel de deștepți ca el, la fel de inteligenți și vizionari numai că exista un blestem în momentul în care ajungeau pe pământ pe terra ferma se transformau în capre devenind animale și nemai având capacitatea de a-și aminti cine sunt nemai având inteligența deosebită pe care o aveau în apă și mai mult decât atât nu nu, orice atingere cu apa nu i-a ajutat deloc pentru că rămâneau în continuare uh, capre, deci odată făcut pasul de a ieși pe pământ de a ieși la țărm soarta lor era pecetluită devenind animalele terestre cu care suntem noi obișnuiți. Pricus întoarce timpul la nesfârșit în încercarea disperată de a-și opri copiii să devină niște animale fără minte. Din păcate însă nu reușește și mai devreme sau mai târziu, de fiecare dată copiii și au zborul din cuib, îl părăsesc și el acceptă în cele din urmă să își asume singurătatea de a rămâne uh, zeul uh, care manipulează timpul, și doar atât, nemai având o funcție paternă. Uh, e, um, iată de ce Pricus apelează la Cronos și cere să-l lase să, moare, să moară. Dar Cronos. Uh, uh, găsește o altă soluție și îi propune să îl înalțe pe bolta cerească transformându-l în constelația Capricornului lucru care este imediat acceptat de către uh, Pricus și pus în practică de către Cronos. Ajungem la ultimele două semne zodiacale, la uh, Vărsător încep cu Vărsătorul, a mai rămas pești uh, și aici avem o poveste Zodia Vărsătorului este marcată de uh, neobișnuit de excentricitate, guvernat de Uranus planeta surprizilor, a excentricității și, și de Saturn și avem imaginea lui Ganymede care a fost cel mai frumos bărbat din Troia. Numai că într-o zi Zeus îl vede, se îndrăgostește. Zeus care iubea femeile, uite că se îndrăgostește de ganime, de irecuperabil și îl ridică pe bolta cerească, transformându-l în paharnicul zeilor. Uh, evident că Hera este profund jignită de atitudinea lui uh, Zeus uh, și se întreabă în ce calitate Zeus îl, uh, o dezmoștenește pe Hebe care era zeița tinereții și care avea funcția de paharnic al zeilor și atunci Ganimede dă dovadă de înțelepciune, intervine în disputa dintre Zeus și Hera și cere timid, vă rog frumos, haideți să găsim o, o, metodă de a face pace. Uitați, oamenii pe pământ au nevoie de ploaie și atunci Zeus spune, ok, tu ai să devii zeul ploii în cazul ăsta și din când în când, când ajungem și noi la petreceri și ne simțim foarte bine, ai să împarți împreună cu Hebe sarcina de a fi și paharnicul zeilor, dar funcția ta principală rămâne aceea de uh, zeu al ploii și de aici asocierea cu Zodia. Uh, uh, vărsătorului. În uh, Egiptul antic, uh, cred, uh, egiptenii credeau că inundațiile celebre care hrăneau pământul din jurul fluviului Nil erau generate de către Hapi, zeul Nilului și care a fost asociat cu imaginea vărsătorului. Și am ajuns în sfârșit la semnul zodiacal al peștilor uh, care uh, în limba latină se pronunță Pisces și care a fost menționat cu 2300 de ani înainte de Hristos uh, uh, se găsesc pe o, s-a găsit numele de Pisces pe o uh, monedă egipteană foarte, foarte pe scurt, legenda este următoarea. Venus cu fiul său, Heros sau, Eros sau Cupidon, era urmăriți de un monstru marin numit Triton. Acesta dorea să-i omoare și Venus se transformă într-un pește, îl transformă și pe Cupidon într-un pește și astfel se pierd într-un râu ajungând la liman și fiind salvați de către Poseidon. Triton este pedepsit, ucis, scos din istoria mitologiei iar în semn de recunoaștere pentru faptul de recunoștință a, pentru faptul că peștii au ales forma potrivită pentru a salva pe Venus și pe uh, Eros, zeița uh, uh, transformă simbolul peștilor în constelație cerească. Dragii mei, acestea au fost basmele zodiilor din această emisiune, vă aștept și săptămâna viitoare cu alte noi informații astrologice. Până atunci, Alexandra Coman vă dorește numai bine și o săptămână plină de lumină.